O nouă linie de troleibuz a fost lansată în capitală. Este vorba despre ruta numărul 38, care va face legătura dintre sectoarele Buiucani și Botanica. În total, pe acest traseu vor circula 10 troleibuze noi cu propulsie automată fabricate în Belarus și asamblate la Chișinău. Miercuri, vehiculele au pornit de pe strada Albișoara, unde până acum nu a circulat niciun troleibuz. Linia de troleibuz numărul 38 a fost deschisă la solicitarea mai multor locuitori ai capitalei. Am discutat cu mai mulți pasageri care ne-au spus că au așteptat cu nerăbdare inaugurarea acestui itinerar. E unit Buicanii cu Muncești, că de obicei trebuia să mergem în centru, din centru să luăm, să mergem la Buicani, dar asta e foarte bună rută. Eu cred că ar fi ușor de deplasat, nu trebuie să schimbi alt transport. Te duci direct pe Albișoara până la Buicani. O să ajungem mai repede. M-ați pierdut așa mult timp. Traseul nu e complicat, traseul e lung, e o rută destul de interesantă, eu aș spune. Ceva nou. Se unesc două sectoare. Troleibuzele numărul 38 vor porni de pe strada Alba Iulia și își vor continua traseul pe străzile Liviu Deleanu, Visarion Belinski, Vasile Lupu, Mihai Viteazul, Albișoara și până la strada Burebista. Avem 10 troleibuze puse pe ruta 38, o rută care va conecta sectorul Buiucani cu sectorul Botanica. Sunt stații de așteptare, au mai fost adăugate stații de așteptare în această perioadă. Am calculat așa ca să fie cât se poate de combinabil pe întreg traseu. Lungimea itinerarului tur-retur este de 34 de kilometri, iar intervalul de circulație în orele de vârf va fi de 15 minute.